Zeci de tineri din Petroșani sunt invitați să-și spună părerile despre orașul în care locuiesc. Acțiunea are loc la Petroșani în cadrul forumului Pro Urbis, aflat la cea de-a treia ediție. Primarul Tiberiu Iacopriții a spus că dialogul va fi unul provocator și foarte necesar, la care a invitat reprezentanții elevilor de la toate liceele din Petroșani pentru un dialog între generații. Schimbul de idei, de opinii, care vor fi generate cu ocazia acestui eveniment, spune primarul Riții, ne va fi de folos nouă tuturor. Pro Urbi s-a născut din dorința de a implica toată comunitatea în gândirea unei strategii viabile la care oamenii care trăiesc în acest oraș să-și poată aduce contribuția. Așa s-a născut Ziua Familiei sau Ziua Verde, activități care vor avea loc în cel mai scurt timp, iar vinerea va fi ziua dedicată tinerilor.